contracte cu statul, tu cu 7 firme, tai-o din politică. Vrei în politică, n-ai voie cu 7 firme, 6-5 câte ai și cu verișorii și cu asesofții să mai faci contracte cu statul. Punct. Și aș mai spun un lucru în completarea dumneavoastră. Și să mai ci complica. Nu vă contrazic, pentru că asta o știu eu chiar mai bine. În schimb, vă pot spune un singur lucru, că spune faptul că s-a mutat de la putere în opoziție. E o informație eronată. În Prahova, președintele Consiliului Județean, președintele PSD, este la putere. Deci el s-a mutat la putere în Prahova. A, fiindcă CJ-ul de acolo, de județul condus de PSD. Acolo unde are și firmele. Da, am înțeles. Da, dar nu e evident. Eu nu știu pe cine cred acești politicieni că păcălesc când apar la televizor și vorbesc de mămica lor. Nu înțeleg. Adică, hai să facem comparație. Eu nu-s Popescu, aș fi spus, doamne, nu pot să stau pe slujbele și banii ăștia atât de mult, 10.000 de dolari ca costea fiul, nu? Cum îl cheamă? Cumnatul lui Joana, care ia 20.000 de euro pe lună. Nu pot, mi-e rușine de maică mea, da? Asta spune, cum să-i spune lui mămicuța mea că îi scade pensia și, mă rog, du-te mă și ajută-o, că toți avem părinți, domnul politician și domnilor gargaragi. Toți avem părinți, avem rude. Dacă putem și putem, ăștia din privat, mai putem, să știți. Chiar dacă ne-a stras-o 20 de ani acest stat mafiot, mai putem. Și o să mai putem și încă mult acum încolo, îi ajutăm noi pe cei apropiați. Nu facem scandal la televizor că vai de mine și ne plângem. Fiindcă noi la privat nu știm să ne plângem. Noi știm doar să tragem. Niște idioți. Îmi cer scuze. Bun. România înaintează foarte greu. E foarte greu să faci reformă în țara asta. Totuși, ce se întâmplă cu această asumare? Să zicem să luăm varianta optimistă. Trece, moțiunea de cenzură nu pică. Cu ce se